Sfârșit tragic pentru un bărbat din raionul Ocnița. Victima, în vârstă de 51 de ani, a decedat în urma unui accident produs în această dimineață, lângă localitatea Troița Nouă, raionul Căușeni. Potrivit Inspectoratului Raional de Poliție, bărbatul venea de la o petrecere din Ștefan Vodă cu un taxi, la volanul căruia se afla un tânăr de 31 de ani. Acesta ar fi adormit la volan, iar mașina a derapat de pe traseu și s-a izbit violent într-un copac. În urma impactului, pasagerul a murit pe loc, iar taximetristul a fost transportat la spital cu multiple traumatisme. Pentru a scoate victimele din automobil a fost nevoie de o echipă de descarcerare. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă până la 7 ani de închisoare. Poliția cercetează cazul.